Radio, Vocea Speranței. Bună dimineața, stimați prieteni! Luna aprilie este denumită Luna Conștientizării Asaltului Sexual la nivel mondial. De aia, la acest subiect, vorbim astăzi cu doamna Alina Andronache, coordonatoare de proiect la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Bine ați venit la noi, doamna Alina! Mulțumesc pentru invitație și că abordați acest subiect. Aș vrea de la început să ne ajutați să definim ce înseamnă mai exact hărțuire sexuală. Eu n-am să repet definiția din legislație. O să încerc să vorbesc cât mai clar ca să înțeleg orice persoană, pentru că datele statistice arată că problema în Moldova este că nu toți conștientizează ce este hărțuire sexuală și care sunt formele. Și noi, ca să înțelegem ce înseamnă hărțuire sexuală, ea este orice acțiune îndreptată către noi, fie exprimată verbal, fie non-verbal, fie înscris, fie fizic. Da? A fi, a, către, și ne, nu știu, ne, intimidează, ne creează un spațiu de loc de muncă sau de studii a, stresant, umilitor, degradant, nu ne putem concentra. A, are un impact negativ asupra noastră a, în formă de depresie, anxietate, lipsă de mâncare, de exemplu. A, dacă să vorbesc despre cazuri concrete și acest exemplu o să fie și din cazul pe care le cunosc eu și sunt istoriile femeilor care mi-au scris cândva și m-au întrebat dacă ceea ce se întâmplă cu ele este hărțuire sau nu. De exemplu, la locul de muncă, o doamnă îmi povestea că de fiecare dată când era foarte des în primul rând chemată la șef în cabinet și de fiecare dată când venea și aducea fie la semnătură un document sau depinde de ce era solicitat întotdeauna șeful trecea cu mâna pe spatele ei așa de sus până jos sau punea mână peste mână sau mână pe umăr sau ținea mâna ei mâna lui peste mâna ei și iată toate aceste atingeri ale corpului tău care pe tine te stresează nu -ți sunt plăcute, da? și bați, nu știu, îți creează un fel de dezgust și greață, este de fapt forme de hărțuire sexuală ceea ce faci tu. Pentru că atunci când vorbim despre hărțuire sexuală, noi vorbim despre forme ușoare. Acestea sunt, nu știu, flăierături, comentarii, glume, priviri de sus până jos cu anumite opri la anumite părți ale corpului. Da? Vorbim despre forme medii, deci deja, nu știu, invitații la nu știu, la întâlnirea morase în schimb la anumite facilități, fie că vorbim de studii sau locul de muncă, anumite aluzii da, exprimate către anumite relații sexuale, anumite aluzii față de anumite părți ale corpului, da, Astea deja sunt forme cumva medii, până și la anumite, anumite atingeri deja sunt forme medii. Și sunt forme grave de hărțuire sexuală, aici vorbim cele care deja întentează la integritatea corporală a omului și o pun în pericol. De exemplu, sărutul forțat, blocarea trecerii și punerea în perete a persoanei, nu știu, atingerea corpului până la, nu știu, atingerea părțile corpului până ajunge la anumite părțile intime corpului. Deja vorbim despre forme grave de hărțuire sexuală, care dacă nu sunt stopate, pot fi soldate și cu anumite tentative de violență sexuală și violă. Dar dumneavoastră ați menționat anterior că în Republica Moldova societatea nu conștientizează cât de grav este de fapt acest fenomen. Și totodată vrem să ne spuneți: cât de întâlnită în Moldova este această problemă, hărțuirea sexuală? Asta este problema. Pentru că toată lumea întreabă: cât de mare este amploarea acestui fenomen? Și nu putem să vă spunem exact. Și explic de ce. Uh, pentru că nu toate persoanele conștientizează formele de hărțuire, cum spuneam anterior, în desept cele ușoare. Și în momentul în care sunt anumite glume, nu anumite priviri sau atingeri persoana se gândește uh, mai bine ce am făcut eu, ce am greșit sau de ce colegul meu se comportă așa sau colega sau șeful șefa, probabil problema în anumite educații, da, -am raport. Cumva da, și nici de cum nu se gândește că e o chestie de hărțuire sexuală. Și foarte des în sondaje când oamenii sunt întrebați, v-ați confruntat în ultima perioadă cu hărțuirea sexuală și majoritatea să zică nu. Și dacă o să scrieți că v-ați confruntat în ultimele 12 luni cu următoarele forme și le dai pe forme, atunci ne observăm că este o amploare. Că, de exemplu, fiecare a cincea persoană angajată la locul de muncă se confruntă cu anumite forme de hărțuire sexuală. 4 din 100 de femei sau mai bine zis 20% din femei s-au confruntat cu uh, forme de hărțuire sexuală la locul de studii și cel mai grav este că doar 15% din numărul total de oameni care s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu o formă de hărțuire sexuală raportează, dar raportează în vedere nu exact la organele competente dar vorbesc pur și simplu, că îi spun unei prieteni, unui prieten membru de familie și cu atât mai puțin se adresează organelor competente. Și aici problema fie că nu cunosc unde să se adreseze, pentru că legislația e foarte vagă și nu este clar exact anumite etape prin care tu trebuie să le treci, fie că se tem de blamarea și stigmatizarea societății ca să facă lucrul ăsta. Trei nu au suport și uh, nu vor să treacă. Pur și simplu preferă să uite și să închide în sine decât să treacă prin acest proces de raportare a acestui caz. Dar în luna aprilie se propune această campanie națională de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la hărțuire sexuală și vă rugăm să ne explicați în ce constă de fapt această campanie și cu ce poate fi de folos victimelor care s-au confruntat cu abuz sexual. Această declarare lunii aprilie, ca și lună în care vorbim cel mai mult despre formele de violență sexuală și anume hărțuirea sexuală, are și două alte mici campanii internaționale, care tot se serbează sau se marchează, nu-i corect serbează, da? De ce zic câteodată se serbează? Pentru că serbăm curajul acestor femei de a vorbi și a îndemna alte femei și le admirăm curajul lor, cât, dar înțelegem cât de greu, dar marcăm faptul că noi încă avem foarte puțini, puțini oameni care vorbesc despre asta și încă mai avem puțin suport din partea statului în siguranță, protecție și în raportare uh, și investigare astfel de cazuri. Uh, în primul rând, vorbim despre uh, Radme Lipsă. De prima zi că n-am reușit să-mi vopsesc buzile, deși eu de pe 1 aprilie, tatăl vopsesc merg cu buzile roșii. Uh, este vorba despre un caz care s-a întâmplat uh, mulți ani în urmă, în care o persoană nu a putut să-și apre drepturile în instanță, deoarece instanța a spus că nu ne plac fetele care nu sunt cu minți și beau, cam așa replicii s-a dat. Și atunci ea a decis să fondeze um, o mișcare uh, internațională în care uh, oamenii prin activități foarte simple să poată, dar vizibile, să poată. Uh, reposta da, la astfel de cazuri, dar, dar, și victimele să fie susținute și nu blamate. Și atât roșu, culoarea roșie abuză, poate fi un, nu știu, cea mai bună metodă, de ce? Pentru că roșu, cumva, este foarte aprins. Roșu este deseori, um, sau rujul roșu, deseori în istorie a fost cumva interzis femeilor căsătorite să-l interzis de anumite uh, religii ca să fie și este asociat foarte des cu anumite aluzii sexuale. Și faptul dacă o femeie are un machiaj foarte aprins și buzele roșii înseamnă că e o invitație la anumite raporturi sexuale sau la flirt sau la curtoazie, ceea ce nu este corect. Respectiv, roșu poate să fie nu doar un... sau rujul roșu nu poate fi doar nu știu, o parte a machiajului nostru, dar și o parte a activismului nostru și a poziției noastre civici. Mai avem și Denim Day, care se sărbătorește în fiecare an, ultima zi de miercuri din lună. Aici vorbim despre o fată care în Italia a fost violată și în instanță a pierdut pentru că judecătorul a considerat că ea purta blugi iar blugii erau mulați pe corp, respectiv a fost imposibil să-i scoată fără ajutor, agresor, și dacă tu ai ajutat agresorul să scoată blugii de pe tine, așa considerat în cazul acestei tinere, înseamnă că tu ai dat consimțământ și ea a pierdut în instanță. Și de atunci, în fiecare an, foarte multe femei, am observat în ultimii ani că foarte multe femei parlamentare, din diferite țări vin îmbrăcate în această zi în, în, în bluci. Și pentru că aveam aceste două campanii internaționale care au început mult, mult mai devreme a sărbătorii, cumva s-a alineat așa lucrurile, că s-a pornit această campanie, că în toată luna aprilie se dedice acestui fenomen. Pentru că el noi ne-am obișnuit să vorbim despre cazuri grave, când se întâmplă ceva foarte grav. Și de obicei despre hărțuirea sexuală se vorbește când deja ajungem la forme grave, ca o tentativă de viol și violență sexuală. Iar formele ușoare sunt uitate, neconștientizate, nevorbite și neraportate. Pentru că este foarte greu să te duci la poliție și să zici, iată, eu am un coleg sau o colegă care pe mine mă mângă, mă pune mâna pe mine, să mă privește de sus până jos, pe mine asta foarte tare mă deranjează Și cel mai probabil vei fi luat în derâdere, știi, de lucrurile astea. Exact. Sau te este foarte greu să demonstreze asta, Da, seama pentru că la noi cumva legea nu este în favoarea victimelor, dar în favoarea agresorilor. Mai ales dacă au anumite privilegii aceste persoane care comit abuz sexual. Da, ai dreptate, pentru că la noi tu trebuie să demonstrezi că ești victimă și nu invers agresorul să demonstreze că nu este agresor și este nevinuit pe drept. Și de asta cumva multe persoane și se tem să raporteze. Mă bucur că noi avem Oportunitatea și în Moldova, în luna aprilie, să vorbim despre hărțuire sexuală. Pentru că, dacă la locul de muncă legea cât de cât protejează persoanele, în sistemul educațional, codul educației și alte documente uh, aferente, nu interzic deloc hărțuire sexuală și nu găsești nicio frază în care să zică că, că interzic anumite raporturi. Este o singură frază în codul. Uh, de etică al pedagogului care spune că sunt interzise relații sexuale dintre elevi și profesori. Și gata, asta e unica cumva expres care o să găsiți acum. Și avem noroc de universități care sunt um, autonome și în unele cărți universitare sau carta universitară a universității conține anumite prevederi. Dar este foarte greu, iarăși, să raportez pe intern. Lucrurile astea. De asta în luna aprilie noi vorbim despre uh, hărțuire sexuală cât mai mult, și de asta am decis ca să uh, nu vorbim despre campanii separate, dar să înglobăm toate aceste campanii uh, în această lună toate într-o singură campanie, hai să zicem, așa, dedicată prevenirii și combatere fenomenului hărțuirii sexuale. Și de totodată ne-am gândit că oamenii atât de greu găsesc informații legate de acest fenomen, să încercăm să colectăm totul pe o singură pagină de Facebook. Dacă reușești și va fi foarte utilă, aveam și ideea și discutam cu colegii mei, poate ar fi util și un site să fie dedicat doar acestui fenomen. Vedem cum reacționează oamenii. Am observat că foarte multă lume îmi scrie în privat și mă întreabă de diferite. Formi cazul, dacă cum consideră această situație. Asta înseamnă că oamenii au întrebări, dar nu are cine să le răspundă la aceste întrebări. Exact. Dar despre persoanele care blamează victimele, aș vrea, doamna Lina, să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, de ce totuși noi încercăm să căutăm motivul în persoanele care, de fapt, au suferit în urma abuzului sexual. Da, asta e grav, pentru că ai dreptate. Atunci când vorbim despre un caz, toată lumea se concentrează pe victimă de unde este ea, cum învață bine, nu învață bine, lucrează, din ce familie provine, unde trăiești, comportament, lumea și aduce aminte fel de fel de istorie, jurnaliștii, cu regret colegii dumneavoastră, nu toți, merg în locul de baște în victime, eu sunt trebuie vecini și mie mi se pare asta atât de grav, pentru că persoana, alte persoane care văd această atitudine nu o să mai raporteze. Eu cred că aici, în primul rând, avem foarte multe stereotipuri și prejudecăți. În primul rând, față de victimele, ori de orice formă a violenței. Întotdeauna se spune că fetele cu minți nu pățesc și fetele cu minți nu trec prin nicio formă de violență, cu atât mai mult de hărțuire, că neapărat că a provocat. Apropo, este un număr destul de semnificativ care crede că de oameni, nu pot să zic cifra exactă, nu-mi țin minte, dar știu că era în jur de 40%, care cred că victima a singură cumva a, nu știu, a influențat da, aceste forme de, e vinovată da, de aceste forme de hărțuire sexuală și ea cumva nu știu, a provocat prin machiaj, haine și așa mai departe. Și lumea nu înțelege că hainele și machiajul sunt partea un, caracterului unei personalități. Este o formă de manifestare și ea depinde foarte tare de dispoziții. Astăzi am avut dispoziție, să am îmbrac cu un sacou, poate că coincide că am venit la dumneavoastră în o Mâine vreau să mă îmbrac în bluci, un hanorac și să-mi pun glug în cap, ca așa mă simt eu în dimineața asta. Iar apoi mâine o să vreau să-mi îmbrac tocuri și o rochie, nu știu, mulată, poate și cu decolteu. Așa vreau eu, e primăvară. Și asta este doar decizia mea ca și personalitate și ar trebui să fie acceptat. Și nici de cum, faptul că eu am, afust, scurt, am o fustă scurtă, am rochie pe corp foarte frumoasă, nu știu, <laughs> frumusețe

sau vreau vreau invitații la anumite raporturi de relații, da? Lumea te conștientizeze lucrul ăsta, că hainele, de fapt, este ceva personal și ceva care noi le alegem și depinde de dispoziția noastră, de gusturile noastre, de, de, de nu știu, de programul zilei, de foarte, foarte multe aspecte și nici de cum de uh, anumite, nu știu, invitații sau aluzii, da? Uh, noi încă nu acceptăm asta ca și societate și noi observăm că foarte des oamenii sunt priviți din punct de vedere cum sunt îmbrăcați și apar și aceste Mituri. Alt mit este că Dacă nu a dat Cumva vreun semn A atunci nu nu avea să fie lucrurile astea Că tot ea, tot victima este Vinovată Și nu în ultimul rând este că Că nu întotdeauna bărbații Fiind crescuți, eu am să vorbesc bărbații Nu înseamnă că trebuie să blămăm toți bărbații Dar în mare parte, 80% din victimele Hărțuirii sexuale și a violenței Sunt femei nu excludem că sunt și bărbați care suferă de acest fenomen, doar că ei, unul, sunt într-o porție foarte, foarte mică și doi mai puțin vorbesc. Poate sunt un pic mai mulți, pentru așa, avem anumite stereotipe. Foarte mulți bărbați crescând cu masculinitatea asta toxică că trebuie să o cu orice mijloc pe o femeie, uh, cred că atunci când o femeie spune nu, dăm pace, lasă-mă că ei trebuie, nu știu, cu orice, um, nu știu, instrument, cu orice metodă, știi, să o cucerească. Că nu, asta înseamnă că mă mai gândesc. Nu înseamnă nu. De asta și unul dintre sloganele principale acestor campanii um, globale este nu înseamnă nu, că să înțeleagă lucrul ăsta. Și încă o problemă foarte gravă în societate este consimțământul. Lumea nu înțelege ce înseamnă consimțământ. Consimțământul ăsta... Um, Dreptul sau uh, aprobarea persoanei pentru anumite activități și acțiuni. Și în acest consimțământ pe lângă faptul că nu-l conștientizăm ca și societate, noi cumva și învățăm copiii încă de mici că este ok să rabți în unele situații, să taci pentru că cumva să nu super pe cineva. Și am să dau un exemplu care mi se pare foarte stupide. De exemplu, hai lasă-te să te îmbrățișezi, să te salute pe obraz sau, mă știu eu, bunica, bunelul, mătușa, unchiul cu nana, nanu, care copilul n-a văzut, nu ți-l minte, sau poate că nu vrea în dispoziție și nimic să-l atingă. Iată, noi nu păstrăm această Uh, intimidade. intimidade, espaço pessoal. a unei persoane indiferent de vârstă. Și noi din potrivă îi spunem copilului, dar du-te că nu te-a văzut trei ani de zile și te-are doar de tine. De când sunt în domeniul ăsta, eu știu un singur lucru, eu întotdeauna cer și de la copiii mei permisiunea să-i îmbrățișez, îndeosebi de nepoți, nepoate, care mi-i și zic, vai, mi-a fost foarte dor de tine, poți să te îmbrățișez? Asta înseamnă că tu să respecti intimitatea, să respecti această persoană și să cer consimțământul. Și am mai văzut situații de genul, chiar și cu fica mea s-a întâmplat, care știe foarte bine regula mâinii. Asta învăț și îndemn toți părinții să învețe copiii regula uh, mâinii întinse. Asta înseamnă că copilul că nu se simte ok, indiferent, că nu are dispoziție, uh, este frustrat, este supărat în ziua aceea, uh, s-a întâmplat ceva, este atunci când se apropie o persoană, chiar și persoana apropiată sau membru a familiei și nu este ok cu această apropiere, copilul să întindă mâna distanța asta intimă, spațiul sau personal, în deoseb, dacă vorbim despre persoane străine. Și atunci eu mi-aduc aminte că fata mea, care știe foarte bine regula aceasta a, a, a întinse, este cea mai mică din familie, și a fost lovită de un băiețel la teren de joacă, și mai că să spunea, uite ce ai făcut, că ai lovit fata, du-te și îmbrățișează-o și ceri scuze. Și băiatul vine a insistența să o îmbrățișeze pe asta mică și ea întindea mână și spunea să dea pace că nu vrea să fie atins, să întrebe în momentul acela când nu o durea și ea plângea. Și mai să iară îl împingea pe copil. Du-te și îmbrățișează-o, uite că e supărată și mă dai și un pupic și el hai să dea și un pupic. Și la mine era copil șocat de lucrurile astea, de ce cineva care ia în nu știe și încă și-a lovit-o, știe și să o îmbrățișeze, știi? Și mama copilului se revolta, dar hai că nu se facă nimic, deci atât cum zic, e atât de rece, ceva de gen, da, spuneți-i să fii cu mine și să -mi pace mai de asta nu e o metodă de împăcare și eu cred că astfel de, sau așa te pe genunchi la moș Crăciun și lasă-ți dea cadou, eu cu mulți părinți o să mă critice. dar prin, așa să-ți dau câteva exemple cele mai frecvente, dar noi prin astfel de metode învățăm copiii că este ok uneori anumite comportamente a unor persoane față de tine să le rabzi Uh, pentru că așa trebuie și nu trebuie să supere acea persoană Și asta nu este ok nu Trebuie să învățăm copii de mici Că dacă nu sunt ok cu vreun comportament Să spună lucrurile astea și să oprească Și să, uh, nu știu, să tragă anumite limite Pentru că aceste limite sunt foarte importante în viață Ca să previe anumite forme de abuz uh, Noi nu avem aceste limite Eu uh, întotdeauna repet în ultima perioadă Că unicul lucru bun Ce ne-a învățat pandemia Este să păstrăm distanța pentru că distanța este foarte importantă. Indiferent de ce circunstanțe stăm noi, chiar și atunci când vrei să arăți colegului sau colegii ceva la calculator, etica la locul de muncă internațional sau standardele internaționale, internaționale raportul de muncă spun că ar să păstrezi minim jumate de metri atunci când vrei să arăți la calculator. Iar și noi avem, știm, o invadare de lucrurile astea. Iată consimțământul, eu cred că este o, o chestie care noi nu conștientizăm. Chiar și să cer consimțământul unei persoane, de exemplu, pot să te salută, place foarte mult. Eu vorbeam um, recent despre... E, e, plăcut sau nu să-ți ceară din consimțământul pentru sărut sau trebuie să, să invadezi această persoană și să o cucerești, știi? Și foarte multe fete spun că asta ar însemna uh, și mie mi se pare și mie că în momentul în care ar cere Cineva să te sarute Consimțământul nu de a face acest lucru Mi se pare că această persoană Te respectă atât de mult Că nu vrea să-ți treacă peste limitele tale Și peste spațiul tău intim Și vrea că tu, foarte, foarte confortabil Să fii în anturajul său Că o să-ți ceară acest consimțământ Eu cred că cultura consimțământului Este un subiect principal în această campanie Și noi trebuie să o conștientizăm Noi am postat și un video Noi avem foarte puține apropo, materiale Mediate, ce să zic, sau pe aceste subiecte, și este un spot, este și varianta în română tradusă cu subtitre în care oamenii fac paralela dintre, sau autorii fac o paralelă dintre consimțământ și băutul ceaiului. Consimțământ e un nume pentru relații sexuale. Pentru că tu nu-i dai omului cu desilă ceai. Nu se să torn peste gât ceaiul, chiar dacă tu ai depus depuse foarte fiert apa, ai făcut ceai, asta așa mai lucru. Și sloganul acestui spot este că dacă tu ceai noi o să paci cu desilă unei persoane să-l bea, chiar dacă la început au zis că da, vreau ceai și tu l-ai făcut ceai și l-ai pus de primul să răzgândim, de ce dar noi nu înțelegem consimțământul în relații sexuale, ca să prevenim anumite abuzuri? Doamna Alina, dar de asemenea, este și o altă reacție a persoanelor pe lângă blamarea victimei. Este și această indiferență și alegerea de a tăcea, deși suntem, probabil, martori acestui abuz. Cum explicați dumneavoastră această reacție? Probabil, nu știu, noi, ca și personalități, ca și persoane, poate un psiholog sau o psiholog ar, ar explica mai bine, am preferat să ne gândim în sine, noastră, că cu mine. E bine că nu se întâmplă astfel de lucru și nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla și stăm în carapacea asta și de aici vine indiferența. Nu vreau să aud, să cunosc, să știu mai multe că o să mă afecteze și o să fiu, nu știu, cumva mai stresată în fiecare zi din cauza că poate să se și cu mine și atunci noi cumva automat ne închidem lucrurile astea. Dar eu cred că și persoanele, ok, nu e corect noi ca și societate de mici suntem învățați Uh, să nu ne băgăm nasul acolo Să nu ne fie de oala Să zic așa mai simplu uh, și, chiar, și asta se întâmplă în, în, Când vorbim despre orice formă de violență uh, Să se întrebe fiecare De câte ori noi auzim că peste părete Să aud țipete, plânsete Că cad, nu știu, mese, lucruri Scaune Și noi vreodată ne-am întrebat Am bătut în, în ușă și pur și simplu să întrebăm La voi tot este ok? Am auzit Poate aveți nevoie de ajutor Tu poți să întrerupi e aceste scene și fără să, să-ți bagi nasul direct lucrurile astea. De câte ori noi mergem, nu știu, pe alături și vedem că ceva se întâmplă pe stradă și noi nu reacționăm. Eu cred că indiferența, de fapt, te face complice la astfel de cazuri, mai ales dacă ai știut, ai văzut, ai avut suspiciuni și trebuie să depășim acest moment. Mai bine să te creadă persoana, nu știu, să fie supărată pe tine, Că ai intervenit decât să știi că s-a întâmplat pe urmă ceva grav și tu ai avut posibilitatea să intervii și nu ai intervenit. Eu observ o mișcare la nivel de internațional, anumite spoturi, nu știu de ce, la unde cumva ajunge greu fenomenul, ca și uh, Mitu și restul, greu ajung în Moldova, uh, anumite spoturi, cum tu, ca și persoană, poți reacționa în diferite cazuri și invers. Dacă tu ești într-o situație foarte confuză, stresantă și cu riscuri pentru siguranța ta și pentru viața ta, ce semne ai putea da. Și este semnul pumnului, semnul mâinii și degetul mare închis, sunt diferite semne, în diferite țări, în care sau să apuci, de exemplu, dacă merg eu cu tine pe leturi, eu să-ți dau ceva jos sau să te apuc de mână, să i semn, să atrage atenția ce se întâmplă cu mine mai departe. Da? Adică oamenii sunt îndemnați să ia 3-4 semne care să poate folosi când, nu știu, sunt în, în public, da, și să dea, să bată alarma. Și invers, sunt exemple cum oamenii pot interveni atunci când au anumite suspiciuni. Cum spuneam eu, este ok sau nu știu, vezi că ceva se întâmplă, te apropii de unde e strada aceea și tu ai subsetul după persoană, o să-ți dea și persoana simt că ceva se întâmplă aici. Adică să, să nu fim indiferenți. Eu mi-aduc aminte că odată în fața casei mele uh, se certau vecinii mei foarte tare, soț și soție, uh, bărbatul trăgea de mână aceste femei, ea plângea și se smulgea. și noi venind acasă cu soțul am intervenit, ea repede a mers în casă, el a început să zică noi ce ne băgăm, că la noi în familie nu se bagă. Eu recunosc că după asta n-au vorbit cu noi foarte mult timp, dar eu m-am dus calma acasă și foarte liniștită, pentru că dacă o lovea, nu mai zic de ceva grav, aceste lucruri sunt tipărite și afectează psihologic foarte mult persoana. Așa că mai bine o să fiu rea, când o să mă îmbogățesc și nici nu o să sărăcesc faptul că nu se salută vecinul sau vecina cu mine, dar eu știu că eu am intervenit și am prevenit ceva și nu am trecut indiferentă să mă duc acasă și încă să burfesc, iau uite ce au făcut vecinii mei să ai văzut că ei se certau în fața casei. Nu, ar trebui să fim mult, mai atenți la ce se întâmplă. Și în termen gând, eu aș putea vorbi foarte mult la aceste subiecte, spuneam înainte de asta. Atunci când se întâmplă un caz foarte grav, și pornește să discute toată lumea despre acest caz, îndesept despre victime. Nu știu dacă ai observat ce am observat eu, am cumva acest tic profesional atunci când se discută un caz să urmăresc reacțiile societății. Neapărat apare cineva din membrii familiei, din vecini, de prieteni care spuneau că A, am văzut-o că e trist, am văzut că ceva se întâmplă, am văzut că plângea, am văzut că ea, nu știu, e nefericită și mai departe. Și întotdeauna întrebarea mea este dacă ai văzut. De ce n-ai intervenit? De ce n-ai făcut? O poți face foarte subtil. De exemplu, să-i spui persoane că să știi că în orice situație poți vorbi cu mine despre orice și pe orice subiect. Să știi că sunt oricând alături de tine, să te susțin și să oferi suport, nu mai spune dacă ai nevoie. Nu e neapărat să vii, să o discoși pe această persoană. Am văzut că te-ai certat sau ceva s-a întâmplat sau am văzut cu tine, nu știu și acolo, nu știu pe unde. Ce, ce sunt? Hai spune. Dar e da, acum. Așa s-a făcut? Dar e acum? Dar, nu neapărat să intri în, în, aceste detalii de bârfă și de discuții de, de... mahala, știi, hai să zic, nu vreau să etichetez cumva așa, vorba poporului spuse. Poți să o spui foarte subtil și diplomatic, Importanța, nu fim indiferenți. Dar la cine direcționăm persoanele care sunt victimele ale abuzului sexual sau poate cineva din ascultătorii noștri are nevoie să cunoască unde se pot adresa în caz că devin victimele acestui abuz sexual? Chiar îți mulțumesc pentru întrebarea asta, că foarte puțină lume, dacă a început a conștientiza că ceva nu este ok în viața lor și se întâmplă, nu știu unde să se adreseze. În primul rând, dacă să raporteze cazurile. Cazurile pot fi raportate la Consiliul pentru Egalitate, la Oficiul Avocatul Poporului, la organele abilitate de drept, asta e Poliția, Procuratura și deja mai departe merge instanța de judecată. Dacă vorbim de locul de muncă, în companiile mari, de obicei sunt anumite persoane delegate sau anumite regulamente interne unde te poți adresa. Încă nu sunt obligați angajatorii să o facă. Acum este un proiect de lege în Parlament, înregistrat, care va obliga ca angajatorii să aibă pe internet politici de anteharțuire la locul de muncă, și asta ar însemna și persoane desemnate unde tu poți să te adresezi. În deoseb, dacă te confrunți cu forme ușoare de hărțuire, nu vrei ca să știe toți colegii tăi despre ce, ce se întâmplă, nu vrei să blamezi nici colegul care poate o face neintenționat, neconștientizit dar tu vrei să, să se rezolve această situație, să-ți se ofere acele pârghii care îți faci. Dacă vorbim despre locul de studii, sunt comisiile de etică, abilitate în astfel de cazuri. Deși nu este expres scris hărțuire sexuală în documentele interne a instituțiilor educaționale, dar comisiile de etică cele, ele sunt, de fapt, direct responsabile de orice abatere disciplinară, dietico-morală, asta îți spun expres cuvintele din document și alte, cam așa, în, în, în direcția asta sunt. Uh, ne indirect uh, integrate cazuri de hărțuire și comisia de Dacă vorbim de colegi și școli profesionale, aici sunt consiliile de cum pic altfel se numesc, dar din câte cunosc nu funcționează la nivel de, de țară, uh, dacă tu nu știi exact ce se întâmplă cu tine, dar te deranjează, dar tu nu vrei să mergi odată la toate aceste instituții care am menționat eu și nici nu ești pregătită. Uh, ar fi, în primul rând, să vorbești cu cineva din prieteni și membrii familiei despre ce se întâmplă ca să înțelegi, da? Uh, care este situația și să-ți ofere suport, că în momentul în care noi suntem victime și suntem afectate, nu uh, e posibil ca să nu conștientizăm unde să ne adresăm, ce să facem. Avem nevoie atunci de suport și avem nevoie de suportul celor mai dragi și să ne adresăm. Iar cei dragi sau orice persoană ar trebui să fie foarte atent când cineva îi, să, îi solicită, solicită ajutor sau se adresează da, cu anumit suport, să se adreseze la psiholog sau psihologă, să scăpăm de aceast, acest stereotip că numai cei nu știu, cu anumite probleme sau nu mai știu eu cum la noi sunt foarte multe stereotipuri legate de activitatea psihologică, ele sunt foarte importante. Eu apelez foarte des și chiar și în gestionarea și în relația mea cu copiii și mi-a ajută foarte mult să evit foarte multe situații. Apelați la psihologi pentru ca să înțelegeți cum să depășiți situația în care aflați, dar și să oferiți suport. Dacă vreți să raportați, dar nu știți exact de unde să luați și în ce formă, ar fi bine să, ad să vă adresați la un avocat, dacă aveți resurse. Dacă nu puteți solicita uh, avocat gratuit oferit de către stat, eu știu că asta e deja procedura complicată. Cel mai indicat ar fi să sune la toate fetele și femeile, la telefonul de încredere a fetelor și a femeilor. El este public uh, și este pentru cei care nu au împlinit 18 ani, este să sune la telefonul de încredere a copilului. Aceste două telefoane publice sunt anonime nimeni nu să știe că tu ai sunat, cum te cheamă și nu e neapărat să știi lucrurile astea. Sunt confidențiale și acolo sunt oameni specializați care fie pur și simplu o să discute cu tine și o să te ajute să depășești situația de azi sau ceea ce se întâmplă cu tine azi. Fie o să-ți ofere suport indicând anumite instituții, persoane, organizații non-guvernamentale care oferă astfel de servicii și o să te ajute să raportezi. Aceste două telefoane sunt foarte importante. Uh, pentru adolescenți aș îndemna să, să urmărească site-ul 12+. Plus. Acolo o să sunt foarte multe materiale legate de bullying, de uh, violența cibernetică, care acum a luat amploare uh, de când s-a trecut la online. Și este, uh, nu știu, o altă denumire, este și acestui fenomen, hărțuire sexuală în, în spațiu online, uh, care afectează foarte mult adolescenții. Să urmărească acest site, pentru că are foarte multe informații pentru adolescenți, dar și pentru părinți. Acolo sunt foarte multe contacte. Acolo sunt contacte de psihologi, de persoane din diferite domenii, organizații care vă pot oferi ajutor. Pentru alte categorii de persoane care se confruntă cu orice formă de violență pot accesa site-ul stopviolenta.md, Acolo o să găsiți o listă de contacte atât de instituții publice cât și instituții non-guvernamentale amplasate pe tot teritoriul Republicii Moldova și o să vedeți care este cel mai aproape de locul în care trăiți sau instituția în care activați sau studiați ca să vă ofere uh, suport și ajutor uh, și cel mai important este să, dacă nu avem nu vrem să ajungem la tot ce am menționat pe aici, dar nici nu avem persoane care să ne înțeleagă în apropiere și în anturajul nostru, pentru că câteodată este mai greu să vorbești cu persoane apropiate și dragi și ți este mai ușor să vorbești cu persoane străine. Am văzut că foarte multe femei Scriu despre ceea ce trec ele sub formă de anonimat în grupurile de femei, uh, și știu că foarte mult și eu, dar și colegii mei, și activiști, și organizații, ne-am uh, integrat în aceste grupuri de femei, pentru că foarte des vedem uh, postări legate de anumite forme de violență, fie că în familie, fie că la locul de studii sau la locul de muncă și persoanele nu știu. Și atunci acolo am observat, ok, poți să ai și comentarii, nu știu, de blamare, ce spuneam noi, dar sunt foarte, foarte multe persoane și observ că crește numărul acestor persoane care dă și numărul de telefone și etichetează și așa mai departe. Și încă un instrument foarte nepopular, dar mi se pare foarte fain, noi avem un grup pe Facebook Întreabă un jurist gratuit Adresați-vă acolo sunt juriști Care o să vă răspundă la anumite chestii generale Și pe o să o puteți găsi Și au fost, nu pot să zic site-ul exact acum Dar știu că sunt colegi de-ai mei Avocați Care au făcut site-uri În care poți adresa o întrebare Descrie o situație și o să primești răspuns în privat la această situație, fără să-ți se indice numele persoană. O să fie publicat răspunsul la întrebare și pe site, dar cu păstrarea tuturor datelor cu caracter personal. Astea sunt, cumva, toate instrumentele care nu doar despre hărțuire, puteți apela și discuta, dar și despre alte forme de violență și abuz. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații utile. Cu mare drag, vă mulțumesc că abordați acest subiect. Dragi ascultători, astăzi am vorbit despre subiectul hărțuirii sexuale și cum îl putem stopa în societatea noastră. Alături de noi a fost doamna Alina Andronache, este coordonatoare de proiect la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de reușită să aveți, stimați ascultători. Radio Vocea Speranței